Bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Ilegal la Chișinău, legal în autonomia găgăuză. După ce autoritățile centrale au declarat referendumul consultativ din sudul Moldovei contrar legii, oamenii din regiunea au ieșit totuși la vot. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, din Găgăuzia, peste 70% din locuitorii autonomiei și-au expus părerea răspunzând la 3 întrebări. La plebescit au fost și comuniștii, dar și socialiștii. Cât privește membrii coaliției, deși la nivel central reprezentanții Partidului Democrat susțin integrarea europeană, politicienii PD din filiala Găgăuză pledează pentru Uniunea Vamală. Autoritățile locale au amenajat 62 de secții de votare pe care le-au deschis la ora 7. În primele două ore de la deschidere, la urne au venit aproape 4% din populație, în special persoane mai în vârstă. Majoritatea covârșitoare a declarat că pledează pentru vectorul extern estic, fără însă a putea explica cu ce e mai bun acesta decât cel european. Nu, La referendum a participat și deputatul PCRM Irina Vlah. Este o acțiune legală, susține Vlah. Проголосовала за вектор в таможенный союз. Одобряете ли вы курс на таможенный союз? Почему? Ну, во-первых, есть заявление нашей партии, это во-первых. Во-вторых, считаем, что наиболее экономически выгодно для Республики Молдова сделать направление не на Европейский Союз. Desfășurarea referendumului a fost posibilă grație votului exprimat de legislativul local, în care Partidul Democrat are majoritate. Întrucât deputații s-au întâlnit într-o ședință acum 3 zile și au reconfirmat desfășurarea referendumului, ei susțin că legea nu a fost încălcată. Paradoxal, dar în timp ce la Chișinău PD optează pentru integrarea europeană, reprezentanții Partidului Democrat din teritoriu promovează plebiscitele și pledează pentru Uniunea Vamală. Personale. За таможенный союз. Все говорим о Европе. Мы должны знать, что туда не надо идти с протянутыми руками, а надо идти готовыми уже к экономически сильными. У партии всегда есть разные мнения. Ничего страшного, мы не против партии. И партия, кстати, Демпартия, она не против и восточный вектор развить, и европейский, не против. Совсем недавно Корман был в Гагаузии, и он говорил, что мы стараемся, чтобы мы были одинаковым в развитии и с Востоком, и с Западом. Я сегодня проголосовал, здесь секретов нет, за то, чтобы мы шли в таможенный союз. Мое мнение, в Гагаузии всегда было русскоязычным регионом, что мы поддерживаем свое население, и мы всегда своим населением. В любой партии есть много вопросов. Есть региональные вопросы, есть вопросы на уровне республики. Народное собрание имеет право инициатировать закон, который будет обсуждаться в парламенте. Башканул Гагаузия рефузат să menționeze pentru care vector extern a votat, dar s-a arătat mulțumit de prezența oamenilor la urne. Референдум до сегодняшнего дня легальный. Он будет нелегальным только тогда, когда будет решение судебной инстанции, окончательно вступившей в законную силу. Это абсолютно не сепаратизм. Cât privește atitudinea PD-ului din regiune, Mihail Formuzal susține că era de așteptat o asemenea divizare. DPM в Республике Молдова – это самая мерзопакостная партия, которая только может быть на политическом небосклоне Молдовы. Это партия, которая по сути, похоронила демократическую идею и коалицию этого правительства. Эта партия решала свои личные вопросы. Она строила такую моноолигархическую, криминальную, там, ОПГ-ДПМ строила. Она не думала о государстве Молдовы. Эта партия жадная, она решала свои финансовые вопросы. И в этой партии сегодня в Гагаузии раскол. Я думаю, что общество сделает свои соответствующие выводы. Reprezentanții PRDM din regiune nu au participat la referendum și liderul socialiștilor a venit la Comrat să vadă cum decurge referendumul. Mai mult, Igor Dodon declară că va promova asemenea inițiative în alte regiuni din țară. Acesta este un precedent. La sigur, acest referendum va avea loc aici în Găgăuzie, după care inițiative similare vor fi în toate raioanele Republicii Moldova. Și noi le vom susține și le vom promova și le vom provoca. Acolo ne vom avea posibilitate. Potrivit Comisiei Electorale Centrale din regiune, la referendum au fost delegați peste 250 de observatori, inclusiv deputați din Rusia și Ucraina. Un ales din Rada din Ucraina, care s-a născut în Găgăuzia, a menționat că locuitorii din Sud ar trebui să pledeze pentru integrarea europeană. Eu cred că găgăuzkii народ должен идти тоже совместно с всем молдавским народом
Я считаю, что Европейский Союз и центральные власти должны, чтобы сгладить все трения, они должны привлечь гагаузскую сторону тоже во все переговоры с европейскими властями. Referendumul a costat 1 milion de lei, bani care au fost donați. Amintim că decizia de organizare a celor două referendumuri în Găgăuzie a fost adoptată la sfârșitul lunii noiembrie 2013 de legislativul local, unde PD deține majoritate. Ulterior, plebiscitele au fost declarate ilegale de o instanță de judecată de la Cumrat, iar la Chișinău, intenția autorităților locale din sudul Republicii de a organiza referendumurile a fost condamnată de toată coaliția de guvernare, inclusiv de Partidul Democrat, fiind deschise și două cauze penale la Procuratura Generală și la Inspectoratul General de Poliție. La Cumrat însă oamenii sunt asigurați că în pofida dosarelor penale deschise nimeni dintre organizatori nu vor fi pedepsiți. Liderul filiarei PD, Nicolae Dudoglo, s-a lăudat anterior că a negociat deja acest lucru. Rezultatele preliminare ale referendumului ilegal de ieri arată că pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan s-ar fi pronunțat 94,49%, iar 1,3% împotrivă. Restul s-au declarat indeciși. Pentru aderarea la Uniunea Europeană s-ar fi pronunțat 2,69% dintre participanți la plebiscit, iar 67,3% împotrivă. Despre acest subiect discutăm astăzi cu Valentin Dolganiu, canalist politic, Ernest Vardanian, politolog, și Sergiu Afanasiu, jurnalist. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine, bună ziua! Cu siguranță ați monitorizat și ați văzut ce s-a întâmplat ieri în sudul Republicii, acest așa zis referendum declarat ilegal din start, foarte controversat după felul în care a fost organizat, după felul în care s-a desfășurat și după comentariile care au fost multiple și diverse, inclusiv ale liderilor de la Chișinău, dar și de peste hotare, inclusiv cu vizite ale oficialităților europeni. Totuși, nu s-a reușit ca acest referendum să fie combătut, sau mai bine zis, să-i convingă pe cei din sudul Republicii să nu îl mai organizeze. Ce s-a întâmplat ieri în sudul Republicii? O întrebare mai mult sau mai puțin generală, dar cu foarte mult mesaj, dacă vă rog să vă pronunțați. Da, domnule Vasile. Da. Bine, eu cred că atât în preajma sărbătorilor de iarnă, atât cât membrii alianței huzureau prin restaurante sau pe la stații de odihnă internaționale, iată că cei din regiunea autonomă Găgăuza și-au dus la bună neplinire o misiune, o sarcină pe care o au din partea Federației Rusă. Să nu uităm în primul rând că acest Bașcan este un fost comandant de unitate militară foarte importantă și dacă s-a ambiționat să meargă într-o asemenea misiune, iar membrii coaliției nu au luat în serios, n-au apreciat la justa valoare calitățile lui organizator și s-au înșelat amarnic. În acest sens riscăm să ne pomenim nu doar cu această zonă de destabilitate, dar și cu mai multe focare pe teritoriul Republicii. Aici, în primul rând, aș da o notă negativă tuturor serviciilor care le avem, care parazitează pe banii statului, inclusiv servicii speciale, care au știut cu... Probabil că au știut, dacă nu au știut, asta e cu o tragedie. Degeaba mai avem generali, degeaba mai tocăm atâtea milioane pentru aceste servicii, care au putut să contracareze din start, din fașa acestei inițiative, care au un iz separatist, evident. Deci, noi ne aducem aminte că acest personaj, Bașcanul Găgăuzi, a mers braț la braț cu diferite ocazii, ba cu unii membri alianței, coaliții, ba cu alții, când au avut nevoie să-și facă imagine. Iată că de data aceasta nici Vlad Filat, nici Marian Lupu, nici alții nu au putut să recurgă la relațiile lor prietenești pe care le aveau, că ne aducem aminte, își dăruiau cai, mâncau ciolamaș, așa mai departe. Deci ei sunt într-o relație foarte bună. Și tăcerea sau ignoranța guvernanților îi face, de fapt, complici la această situație în care am ajuns. Eu nu dau vina pe cetățeni. Cetățenii, cu părere de rău, nu sunt bine informați,
nu știu încotro să meargă, iar acești conducători ai lor au știut foarte bine să folosească vulnerabilitățile politicienilor de la Chișinău. Acest personaj care apare, Dodon, care culege aceste roade astăzi, într-un fel, le strânge roadele acestui plebiscit, eu cred că ar trebui să poartă și răspundere penală pentru încurajarea la separatism pe care o face. Domnule Tălgăin. Eu personal mă uit destul de filozofic la ceea ce s-a întâmplat ieri și voi încerca să explic niște lucruri, anume din acest punct de vedere, de ce am acest punct de vedere și de ce mă uit în acest mod. Marea tragedie a acestei minorități etnice găgăuzi este că ei nu conștientizează drama care s-a produs cu ei. Este exact ca un bolnav care nu conștientizează cât de bolnav este. Fiindcă, dacă ei să ne uităm în profunzime, cei care i-au deznaționalizat, ireversibil, de altfel, din punctul meu de vedere, a fost Uniunea Sovietică, exact. Nu rușii. Trebuie să facem o deosebire, fiindcă există o mare deosebire, deci, între ruși și Homo Sovieticus. Cei care au participat la acest referendum, cei care au venit, cei care eu contest deci aceste rezultate, precum că 94%, precum că a fost 74% și așa mai departe, acestea sunt povești de adormit copiii, dar prima parte, acest referendum, așa zis referendum, deci are doi iloni. Pe de o parte, deci este pilonul politic, care este exploatat de către Moscova și în spatele cărei, deci stă Rusia, stau liderii unor partide politici de aici, de la Chișinău, care au încurajat desfășurarea acestui referendum ilegal. Pe de altă parte, stă această mentalitate a sovieticilor. Este mentalitatea Homo Sovieticus. Vă dați seama, în 1991 le-a dispărut patria, țara celor care sunt sovietici la cap. Și ei acum încearcă să-și regăsească această patrie. Este o deosebire, repet încă o dată, între ruși și sovietici. Și noi regăsim pe acești sovietici printre moldoveni, ceea ce vorbeam înainte de emisiune, da, care își doresc revenire, deci, în acel spațiu. Ei își caută spațiul lor. Spațiul lor etnic care se numește Uniunea Sovietică. Ei nu au țară. La fel se întâmplă deci, și cu această minoritate etnică care sunt găgăuzii. Domnule Dobăniuc, există găgăuzii, există o minoritate și dincolo, în Ucraina, acolo niciodată nu au existat astfel de tendințe de izolare, nu, deci, de Republica, separatiste. Republica Moldova este, așa zis, un stat care este în incapacitate, aș zice, de a-și proteja, de a-și apăra independența și integritatea. Și de aceea aceste lucruri se întâmplă aici. Eu am fost martor ocular. Noi am fost martor ocular, când în 1990 Moscova spunea, dacă nu veți vota referendumul unional din 1991, atunci veți avea două republici. Și acest lucru s-a întâmplat în Republica Moldova și vedem că una din ele chiar persistă, s-a izolat pe parcursul acestor 20 de ani. Cei din partea stângă a Nistrului. Este limpede că în spate stă Moscova, este limpede că în spate deci a stat armata 14. Este limpede sau elucidează acest fapt însăși Rogozin, prin cartea pe care a scris-o, că a participat, a luptat rolul fundamental al armatei a 14. Deci este limpede că Rusia alimentează deci, acest teritoriu din stânga Nistrului atunci când furnizează în bugetul Republicii acestea, așa zise, transnistrene, în proporție de 70% alimentează bugetul, fiindcă în caz contrar, deci acest teritoriu nu poate să se autofinanțeze. Acest lucru, dacă e să revenim la tema discuției noastre, vă spun, aceștia sunt sovietici la cap. Sovietici care își caută țara. Ei se regăsesc și în Rusia, ei sunt și în Ucraina de astăzi, vreau să vă spun, printre ucraineni chiar, nu numai printre ruși, dar ei se regăsesc și în alte țări, cum ar fi Belorusia. Ei își caută țara. Țara lor se numește Uniunea Sovietică. Ei sunt sovietici la cap. Vreau să vă spun că în Europa există foarte mulți ruși, dar sovietici deloc. Sovietici nu acceptă altă limbă decât limba rusă. A fost membru al Parlamentului din 1995, atunci când a fost votat acest statut special al găgăuzierii și vreau să vă spun, chiar așa cum am votat împotriva Constituției, care nu este Constituția Republicii Moldova, dar este Constituția Partidului Democrat Agrar, așa am votat și împotriva acestei legi, fiindcă această lege în niciun caz nu le oferă celor din acest teritoriu o dezvoltare
a etnosului căruia aparțin. Pentru că dacă ne uităm la limba vorbită, dacă ne uităm la documentația care în ce limbă se perfectează documentația în acest teritoriu găgăuzierii, vedem că este limba rusă. Ori, este o anomalie ca tu, fiind de origine turcă, să adopți limba ta maternă, limba rusă. Este inadmisibil, dacă vrei, într-adevăr, să-ți păstrezi entitatea ta istorică. În acele timpuri, președintele Turciei, Demirel, a făcut niște eforturi colosale, vreau să vă spun. Erau niște relații foarte bune între dânsul și Mircea Snegu. Existau investiții fundamentale, deci, în acest teritoriu pentru a susține cei care provin din poporul turc. Vedem că astăzi acest lucru nu se mai întâmplă. Turcia nu se mai regăsește în comerțul exterior al Republicii Moldova. Schimbul de mărfă cu Turcia practic a dispărut, lipsește cu desăvârșire. Eu cred că cei de la Ankara și-au dat seama că acest teritoriu este pierdut ireversibil pentru ei atunci când tone de cărți au fost aduse în limba turcă aici pentru școlile din găgăuzierii și au fost aruncate, au fost date la cuțit și astăzi în acest teritoriu se studiază limba rusă și se insistă pe limba rusă și se insistă pe Lenin și se insistă pe Uniunea Sovietică și se insistă pe acest vector. Atunci când ați dat acest material despre argumentele celor care au participat la acest referendum ilegal și nu știau de ce au votat pentru acest vector estic, pentru de ce își doresc, la nivelul subconștient, pot să le explic eu, la nivelul subconștient, ei își doresc Uniunea Sovietică. Ei sunt sovietici la cap. De aceea ei doresc să revină în Uniunea Sovietică. Această țară nu mai există. Domnule Dolgăniucu, să mai revenim la argumente pro și contra. Domnule Vardănean, ați urmărit și ați monitorizat cu siguranță ce s-a întâmplat ieri în sudul Găgăuziei. Întrebarea rămâne aceeași, ca și înainte de organizarea acestui plebiscit. Va avea efect dacă este considerat ilegal? Sau, mai bine zis, care vor fi consecințele totuși? Pentru, cel puțin pentru pe termen scurt, având în vedere că ne așteaptă un an fierbinte din punct de vedere electoral. Eu cred că în Găgăuzie s-a întâmplat ceea ce era și de așteptat să se întâmple, dar altă întrebare este ce a făcut sau nu a făcut Chișinăul ca asta să se întâmple. Ați accentuat foarte corect la începutul emisiunii rolul PDM. Este unul foarte ciudat, pentru că reiese că, deci, oficiul... Rolul și locul. Da. Oficiul central al Partidului Democrat, în cadrul Alianței de Guvernare, promovează ideea integrării europene. Clar. Dar adepții PDM de la Comrat au inițiat, dacă eu nu greșesc, au inițiat acest referendum, l-au susținut, l-au votat în adunarea populară și acum avem ceea ce avem. Oare cum se numește asta? Deci, oare există discrepanță în viziunile PDM-ului de la Chișinău și de la Comrat? Sau pur și simplu cei de la Comrat, care fac parte din fracțiunea PDM din adunare populară, au vrut să provoace ceva, dar au ieșuat, iar ginul deja a fost dat, deci a fost eliberat din sticla, da? În care se afla. Este un lucru foarte ciudat și este mai mult de analizat. Am în vedere consecințele politice. Pentru că eu acum nu sunt convins că vom avea deci consecințe legale serioase la acest capitol, dar cele politice sunt și mai drastice pentru Republica Moldova. Nu chiar pentru Moldova ca țară, dar pentru această guvernare. Adică înseamnă că cel puțin 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în Găgăuzia au respins complet ideea integrării europene. Înseamnă că ei au respins propaganda în sensul obișnuit al cuvântului, nu negativ sau pozitiv, au respins propaganda promovată de presă de la Chișinău, de la politicieni, de la europeni. Dacă nu greșesc, recent a venit la Comrat domnul Ștefan Füle, a citit, nu știu, o lecție despre deci, prioritățile și favoarea integrării europene pentru Republica Moldova, dar reiese că găgăuzii nu l-au înțeles sau nu au vrut să le înțeleagă. Găgăuzii nu sunt ei însă și niște victimele unei propagande eventual de la Chișinău? Ei nu sunt victime. Eu spun că
Nu pot să-mi exprim acum corect. Deci, în două cuvinte, ei au respins propaganda asta. Ei nu sunt victime. Ei sunt cei care s-au salvat de această propagandă. Cei care au mers la referendum. Acolo s-au făcut foarte multe campanii. Au fost și socialiștii, au fost și comuniștii, au fost, am văzut că foarte mulți din deputații PDM, din Adunarea Populară, la fel au susținut și au organizat acest referendum. A existat o puternică consolidare, virgulă, campanie acolo în sudul țării. Totuși, cei care sunt din localitățile găgăuze, nu credeți că a existat o anumită manipulare sau că ei nu știu la ce au mers duminică la urnele de vot și că a fost o campanie de dezinformare? Eu cred că găgăuzii au știut. Într-un fel, și să răspundeți și la întrebarea dacă dumneavoastră credeți în rezultatele acestui referendum pe care le-ați văzut, chiar dacă sunt deocamdată date preliminare. Eu am încredere în rezultatele, nu este nimic surprinzător pentru mine. Bun, nu m-am așteptat chiar la 97%, mă rog, lasă să fie 80-90, oricum nu este nimic deci senzațional. Găgăuzii conștientizează foarte bine ceea ce se întâmplă, ei pledează pentru, deci vectorul este pur și simplu că foarte mulți găgăuzi au plecat în Rusia la muncă, ca și în Turcie, deci găgăuzii au legături mai bune cu Rusia și cu Turcia decât cu țările europene. Și sunt un popor destul de conservativ, sunt un popor cu tradiții așa, patriarhice, aș spune eu. Sunt un popor mai puțin pro-european decât restul Moldovei și chiar aș spune că mai mult decât rușii, ucrainenii care trăiesc în Moldova. Deci ei au arătat că ei nu sunt mulțumiți de ceea ce li se propune din partea Chișinăului. Asta e. Și de aceea reiterez că consecințele politice pot fi chiar zdrobitoare pentru Republica Moldova. Bun, acolo sunt numai 100 de mii de cetățeni, de alegători, dacă ținem cont de faptul că am intrat în anul de alegeri parlamentare. 100 de mii nu sunt prea mult în contextul Moldovei întregi, dar oricum asta înseamnă ceva. Asta înseamnă că cel puțin o minoritate etnică, dar eu cred că și bulgarii aș vota în același sens dacă aș fi organizat un referendum în Taraclia. Deci cel puțin o minoritate etnică respinge agenda politică a Republicii Moldova. Și este o lecție pe care trebuie să o învețe autoritățile din Chișinău, președintele, prim-ministru, parlamentul, partidele de guvernare. Dar eu mă tem că această învățătură nu va fi făcută. Nu vor fi trase concluzii corecte, pentru că eu deja am citit și ieri seară și astăzi că da, cine sunt găgăuzii, da, ce înseamnă acest referendum, este ilegal. Bun, chiar dacă este ilegal, avem un fapt cu care trebuie să ne împăcăm, vrem, nu vrem. Este un fapt și trebuie să ținem cont de asta. Deci, eu mă întreb dacă ce s-a întâmplat ieri în sudul țării a fost, de fapt, o tentativă de a consulta cetățenii sau poporul de origine găgăuză din sudul țării, sau, de fapt, a fost o campanie bine gândită, o campanie electorală sub acest paravan al referendumului. Este, dacă îmi permiteți foarte succint, este și una și alta. Este un fel de sondaj de proporții, făcut într-o anumită regiune, sub anumite legi, întrebări și așa mai departe, care este un semnal. Este un semnal că în Moldova totuși nu există deci, un consens cu privire la vectorul de dezvoltare politică externă a Republicii Moldova. Domnul în contextul de, celor spuse de domnul Dolganiuc, bună oară, eu cred că anume acest experiment a fost făcut în această zonă, în această rezervație homo-sovieticus, așa, pentru că noi, ca să nu uităm, aici este un cadru așa mai ușor de manipulat, mai ușor de explorat, dar nu putem neglija această stare de spirit anti-Uniunii Europeană, care noi putem regăsi în localitățile de nord ale Republicii. Și atâta timp cât guvernanții încercau de la televizoare să ne spună că cei care activează, care își câștigă bucata de pâine în Federația Rusă, sunt mai puțin instruiți, nu sunt școliți, sunt, mă rog, așa cum sunt ei, iată că aceștia dețin puterea de a decide
Și noi riscăm să avem asemenea focare și în alte localități, iar această amenințare vine și poate fi luată în serios de la acel deputat Dodon, așa? Socialist Dodon. Deci noi nu putem ignora, de fapt, chiar și în alegerile precedente, noi am văzut că aproape jumătate din populația Republicii au o altă viziune asupra lucrurilor. Nu era cu puțin peste jumătate au fost cei cu viziuni pro-europene. Acum, la moment, bănuiesc că probabil că ar putea fi mai mulți anti-europeni pe motiv ce guvernarea a compromis ideea de integrare europeană prin implicare în anumite scheme de corupție pe care le-am văzut noi. Deci, pe de o parte, guvernarea s-a baricadat prin birourile lor, rezolvându-și propriile interese de partid și personale, pe de altă parte, în teritoriu, lucrurile stau cu totul altfel. Și era de competența lor, de datoria lor și a organelor statului, cum avem și procuratură și SIS și tot ce avem noi acolo, să se sesizeze, să vadă care sunt problemele, unde am putea noi ajunge. Pentru că această rezervație de Homo Sovieticus, de fapt, este răspândită această, ca o caracatiță mai peste tot în Republică. Deci, noi ne-am pomenit într-o situație deloc de neglijat. Nu poate fi neglijat. Eu aici aș adăuga, totuși, prin inacțiuni și acțiunile guvernării, de fapt, s-a încurajat. Pentru că n-am văzut noi un discurs clar, ferm, spus de la tribunele centrale. N-am văzut o poziție clară a Parlamentului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Deci, eu cred că rezultatele astea le cunoaște fiecare din noi. Fiecare, politicienii cu atât mai mult cunosc lucrurile acestea. Dar, pe de o parte, tu... Astăzi, sau ieri, s-a declarat intenția domnului Vlad Filat de a semna un acord de neagresiune, un pact de neagresiune în campanie electorală. Ce ar fi semnat asta? Când tu vezi anumiți actori, parteneri de-a tăi, de coaliție, promovează anumite acțiuni separatiste, iar tu vrei pact de neagresiune. Între timp ei vor spune, tu ne lași în pace pe noi cu separatismul nostru și noi te lăsăm pe tine în pace cu toate probele și materialele pe care le avem noi împotriva ta. Deci, eu aș avea aici o întrebare mai mult retorică. Știu că există foarte multe voci care ar putea să critique acest lucru, dar este un fapt și este un adevăr, nimeni nu îl neagă și toată lumea îl cunoaște, dar tace. Mihail Furmuzal, deja am văzut, el a susținut organizarea referendumului, susține integrarea spre Est, dar atât fiica cât și fiul său își fac viața mai frumoasă în Uniunea Europeană sau în alte state ale lumii. Fiica sa, Cristina, și-a făcut studiile la Geneva, în Elveția, și acum lucrează în Australia și este căsătorită cu un cetățean american, casa de piatră dumneaei. Iar fiul Bașcanului, Maxim, indică pe o rețea la fel de socializare că trăiește în Germania, adică în inima Europii. Da. Eu aici am să vă răspund cu completarea acestei informații. Copiii lui Iuri Munteanu, marele lider flăcărat, așa, învață la un liceu românesc, copiii lui Mușuc la un liceu românesc. Deci noi avem, de fapt, și nu doar aceștia, avem practic toată elita politică, de fapt, socialistă și comunistă, își învață copiii în școli, ori în școli românești, ori în școli europene, pentru că ei știu de ce au nevoie și cum își pot croi un viitor demn pentru propriilor copii. În schimb, ei au această rezervație de cobai pe care experimentează, pentru că ei știu că merge foarte bine ca o chestie de experiment, ca material de experimentat, așa, merg foarte bine cetățenii acestei țări. Eu vreau să merg mai departe cu această întrebare, nu alegerea pe care a făcut-o pentru pentru fiica și fiul său, Mihail Furmuzal, dar pentru faptul că el ar trebui și el este Bașcanul Găgăuziei și el ar trebui să servească drept un model pentru toți cetățenii din sudul țării. Or, mă întreb, cetățenii de acolo, care au mers ieri la urnele de vot, cunosc
acest model pe care l-a aplicat doar pentru membrii familiei? Eu cred că asta nu ar afecta deloc cetățenii găgăuzi, pentru că, mă rog, este o chestie pur familială. Ei cred că ar spune că, e bine, au plecat în Elveția sau în Australia, treaba lor, casă de piatră. Familia este celula de bază a societății, iar dacă ajunge o celulă să guverneze peste ceilalte, oricum ceilalte sunt la... Explicația este mult mai simplu, domnule. Și o clipă, vă rog. Fiicele lui Putin tot așa au plecat peste hotare. Una trăiește în Germania, pare mi se, alta s-a maritat cu un sud-corean, nu știu unde, și Putin rămâne Putin, așa cum este. Eu cred că nu putem să comparăm Rusia cu Găgăuzia. Cu Găgăuzia, deci cu găgăuzerii. Expresia este foarte simplă în atitudinea lui Formuzal. Există Formuzal tatăl, care are grijă de familia sa și de copiii săi, deci ca să se dezvolte într-un spațiu. Uitați-vă și în Republica Moldova. Unii sunt copiii, deci, lui Filat, unii sunt copiii lui Plăcotniuc. Unii sunt copiii lui... Lupu învață la liceu românesc. Da, unii sunt. Sunt în Elveția, își fac studiile. Deci foarte mulți copii își fac studii în Germania, ca țară a demnitarilor actuali. Își fac studiile în Olanda sau în Germania. Deci, pe de o parte, este Formuzal tatăl, care își dă seama, ești conștient de faptul că acest spațiu este un dezastru, este o catastrofă. Și încă nu vom mai, dacă este cazul să revenim cu anumite argumente, pot să revin cu aceste argumente, în proporție de 95%, Rusia importă tehnologii. Deci Rusia nu are tehnologii, vă dați seama. Este dramă, este tragedia Rusiei, cu un asemenea potențial intelectual pe care l-a avut și tot acest potențial care a fugit din Rusia pentru că nu a putut să dezvolte. Pe de altă parte, există Formuzal ofițerul. Formuzal ofițerul Moscovei, care trebuie să îndeplinească comenzile pentru banii pe care îi primește, deci de la Moscova. Și iată, aici este contradicția între ei. Și cred că aici... Bine, Formuzal ce a făcut? S-a rupt în două, pe de o parte Formuzal tatăl, pe de altă parte Formuzal ofițerul Moscovei, deci care face aceste ravagii în Republica Moldova. Moscova exploatează, într-adevăr, deci prin intermediul ofițerilor pe care are aici plasați, inclusiv și prin același Igor Dodon. Vreau să vă spun că sovietici la cap și își doresc revenirea Uniunii Sovietice, cei care au locuit în Uniunea Sovietică, eu nu pot să-l înțeleg pe acest Dodon. El este, pentru mine este simplă explicația. Dodon și toți ceilalți care nu au prins Uniunea Sovietică fac acest lucru din punct de vedere electoral. Ei fiind în opoziție cu puterea, trebuie neapărat să meargă pe contrasens. Dacă astăzi, de exemplu, coaliția de la guvernare ar spune că noi vrem în Uniunea Vamală Euroasiatică, opoziția ar spune că noi vrem în Uniunea Europeană. La modul cel mai serios, ei totdeauna vor să meargă pe contrasens. În Republica Moldova este o nebunie politică. Este atitudinea, apucăturile acestea politice ale partidelor, deci nu au nicio logică, absolut nicio logică. Atunci, dar dincolo de toate, eu aș vrea... În acțiunea oamenilor de la centru, nu am văzut absolut nicio instituție, și nici Parlamentul, foarte anemic s-a pronunțat în privința acestui referendum. Nu există, deci, Maiu, care a pornit, a instrumentat un dosar penal, vorba despre IGP, care a instrumentat și i-a chemat pe deputați pentru a răspunde la întrebări pe faptul samovolnicii, dacă nu mă înșel. Nu s-a mers mai departe decât atât. Pe urmă am auzit voci din adunarea parlamentară, din adunarea populară, care spuneau foarte clar că ne-am înțeles cu cei de la Chișinău pentru desfășurarea acestui referendum. Atunci ce a pus cu acele dosare? Guvernarea își dă seama foarte, foarte bine că în spatele acestui referendum stă Moscova. Frica aceasta vis-a-vis de Moscova determină acțiunile lor sau inacțiunile lor. Frica vis-a-vis de Moscova. Și lasă lucrurile, deci, pe o pantă, ca chipurile de la sine, deci aceste lucruri, deci, se vor rezolva. Eu personal, ca să vă spun punctul meu de vedere, nu aș dramatiza atât de mult acest referendum, acest plebiscit, așa mai departe, numiți-l cum doriți. Nu vreau să declarăm că există o situație de jenă comun și așa mai departe. Nu trebuie să dramatizăm de aceste lucruri. Dacă este să ne uităm din punct de vedere pur legal, orice referendum și orice alegeri trebuie să fie confirmate de către o instanță de judecată. Deci care este acea instanță de judecată care va confirma rezultatele acestor alegeri sau acestui plebiscit? Niciuna. Deja există un element cheie, o verigă, deci care nu va permite recunoașterea acestui plebiscit.
Nu, noi am mai avut parcursul anilor în același teritoriu și la Comraș, la Cetă Lungă din acest teritoriu, mai avut asemenea referendumuri de independență, de ieșire din componență, am avut și la Tiraspol, am avut și așa mai departe. Au fost parcursul anilor. Dar eu nu aș dramatiza deci aceste lucruri. Dar în același timp, ele scot în vileag impotența guvernanților la Chișinău și în ansamblu a Republicii Moldova de a-și apăra independența și integritatea teritorială. Și în aceste condiții, sau trebuie să declare această impotență și să solicite ca să fie un protectorat, așa cum avem în lume, deci multe țări care sunt protectorate, engleze, franceze, americane, care le apără integritatea lor teritorială, ori să ia măsuri legale cu cei care atentează la integritatea Republicii Moldova. Aici aș vrea să spun că dumneavoastră, domnul Dolganiu, când vorbiți despre aspectul legal, iată, domnul Vardarean a avut dreptate, că din punct de vedere legal, deci nimic nu se va întâmpla. Numai că acest rezultat, acest experiment, așa, ia fi valorificat la maxim de forțele politice. Și din punct de vedere politic va fi exploatat, așa că eu aici bănuiesc și sper să nu am dreptate, că ar fi într-o complicitate actualii lideri ai coaliției cu cei din găgăuzierii, pentru că noi dar și am atenționat de multe ori că de fapt prin faptele sale, prin acțiunile sale, guvernarea nu este una pro-europeană. Deci, vedeți acum în imagine fostul premier Vlad Filat călărește un cal al lui Formozala. El călărește un cal, dar găgăuzierii călăresc pe noi. El a dat Formozala, îl vedeți în imagine și pe bașcanul găgăuzierii, Mihail Formozal. Dovadă că cei 3-4 cât sunt oricum lideri la Chișinău și cei din sudul Moldovei se împacă foarte bine, discută, sunt amici, fac front comun în anumite cazuri. Dar există totuși foarte multe semne de întrebare. Iată, unul dintre motive este așa zisul plebiscit de ieri din sudul Moldovei. Puteți să vă dați cu părerea și să și comentați, domnule Vardarean. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să dau o replică domnului Dolganiuc, dar nu de fapt replică directă, dar așa, un gând. Deci eu l-am ascultat și m-am întrebat pe mine... Ce se va întâmpla după ce o instanță de judecată de la Chișinău va respinge rezultatele acestui referendum? Eu mă tem să nu avem a doua fază a acestui, deci, nu scandal, dar să spunem crize, pentru că e evident că instanța de judecată va respinge referendumul respectiv și după asta găgăuzii ar putea să spună că iată, Chișinăul ne-a respins votul, Chișinăul a neglijat poziția noastră și noi vrem ce mai departe? Vrem să actualizăm problema statutului suspendat, apropo, este una dintre întrebările referendumului. Noi vrem să avem mai mult, un nivel mai înalt de autonomie sau ce? Eu bănuiesc că există continuarea acestui scenariu, nu știu de cine este regizat, eu nu vreau să vorbesc numai despre mâna Moscovei, poate este mână și altcuiva. Ce va fi? Domnule Vardarean? Mână Chișinăului, de ce nu? Avem alegeri parlamentare. Avem multe mâini. Da, avem multe mâini. Avem alegeri, care multe. Da. Avem alegeri parlamentare. Haideți să fim serioși. Oricine în Chișinău poate să orchestreze această situație în interesul lui. Noi am văzut că oricine poate orchestra o revoluție, așa că sondaj, un plebiscit, fie el și ilegal, mai ales că ați văzut câte persoane generoase și cu bani s-au avântat să susțină aceste acțiuni. Iată că guvernanții nu se întreabă dar de unde anumiți actori au sursele acestea financiare, dar poți să întrebi, poți să pui condiții și poți să bagi pe cineva la pușcărie numai în cazul în care tu ai verticalitate, ai demnitate și numai în cazul când tu ești corect, nu ești șantajabil. Și eu aici aș vrea să ajung de faptul că ar putea fi orchestrat acțiunile acestea din găgăuzierii, anume cât de actuala coaliție, pentru că avea motive în plus de a tergiversa procesul de eurointegrare. Pentru că nu cred că își dorește cineva, cei aflați astăzi la cârma statului, să ajungă la pușcărie. Dar noi vedem experiența României, de fapt, că
noi, integrându-ne în Europa, de fapt, schimbăm și aspectul juridic și putem să ne vor cere, de fapt, să cerem socoteală acelor guvernanți pentru delapidările lor, pentru tot ceea ce au făcut ei împotriva banii statului și interesele statului. Existau mai multe voci care spuneau că asemenea referendumuri ar putea fi organizate și în alte părți ale Republicii Moldova. Acum eu, întrebarea pe care o am, este în felul următor. În Găgăuzia sunt înregistrați peste 111.000 de locuitori. Asta ar însemna că sectorul Botanica ar putea să organizeze un referendum pentru ceva anume. Este singurul sector care are un aeroport și bancă pe teritoriul ei, de exemplu, că să aibă și infrastructură. Deși la Botanica locuiesc peste 179.000 de locuitori. Eu cred că este un nonsens aceste declarații pe care sunt făcute de către Dodon sau sunt făcute de către comuniști de organizarea referendumului și în alte părți ale Republicii Moldova. Pur și simplu sunt declarații de ordin electoral, sunt declarații care ar duce la atragerea anumitei părți a populației de partea de a vota, a votanților de partea dânșilor. Eu aici mi-a venit un gând, un argument foarte interesant. Atunci, în 1995, când a fost votat acest statut special al Găgăuzierii, unde la bază este deci limba rusă ca limbă vorbită preponderentă în acest teritoriu, ceea ce este iarăși un nonsens a unei entități vorbitoare de limbă turcă, practic nu se dezvoltă limba acestei minorități naționale, minorități etnice, și în acest context mi-a plăcut un argument care nu este argumentul meu, dar care a fost spus de către cineva, pe o rețea de socializare. Dar atunci, în 1995, când s-a decis acordarea acestui teritoriu a unui statut special, a avut loc un referendum aici în Republica Moldova prin care s-au pronunțat populația în întregime integral ca acestui teritoriu să-i se acorde statutul de statut special Găgăuzierii. Apropo. Oare atunci, în 1995, dacă ar fi avut loc acel referendum, ar mai fi fost acordat acest statut acestui teritoriu? Și atunci, cum o minoritate etnică care deține nici 4%, deci 3,6%, 3,65% pe teritoriul Republicii Moldova vrea să impună vectorul extern sau modul în care ar trebui să se dezvolte și încotro ar trebui să se miște Republica Moldova? Cum să înțelegem aceste lucruri altfel decât interesele politice ale Moscovei pentru a diminua sau pentru a destabiliza acest parcurs european al Republicii Moldova? Pentru mine este limpede. Sigur că au părtași aici în Republica Moldova, coloana 5, care este Partidul Comunist, care este Partidul Socialist, care este Furmuzal, ofițerii care sunt aici sub acoperire. În Republica Moldova vreau să vă spun că din frică, anume din frică față vis-a-vis de Moscova, serviciile speciale ale Republicii Moldova nici nu se preocupă de acei ofițeri sub acoperire care desfășoară nestângherit activitate pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să adaug ceva la același capitol. Ieri și astăzi am răspuns celor care au râs cu poftă, deci de faptul că a fost organizat un referendum numai în Găgăuzie. Oamenii spuneau că iată, referendum, e de râsul găinilor, dar cine este Găgăuzie? Și eu le-am răspuns. Bun, ok, nu este ilegal acest referendum, este ceva ridicol. Dar când a fost în Republica Moldova ultimul referendum pe plan național? Cu părere de rău, în Moldova nu există cultura politică cu privire la, la adresarea populației. Nu, a fost în 2009, deci referendumul care trebuia să prevadă alegerile președintelui de 2010, către... Care a ieșuat, deci acel referendum a adus o mare pacoste pe capul nostru, fiindcă partidele politice irresponsabile au creat sau au modificat legislația doar din punctul lor de vedere, când au scăzut acest prag de participare de 33,3, adică o treime din numărul alegătorilor pe listele de vot, ceea ce este o tragedie pentru noi, fiindcă n-au analizat situația când, de exemplu, vor veni la putere și alte forțe politice care vor folosi acest argument. 33,3%. Cum pot și iar jumate din ăștia, 16,5%, vor dicta politica internă și externă a Republicii Moldova? Eu vreau să-mi termin gândul. În Moldova nu există cultură de adresare către populație. Deci,
Transnistria, cât de dictatorială este, cât de nerecunoscută este, în Transnistria a avut loc 7 referendumuri. Vă dați seama care este diferența între cele două maluri ale Mistrului? Acum da, da, domn Vardanea, domn Vardanea, este doar domn Vardanea, vreau să vedem ceva. Noi asta afirmați că în Transnistria există democrație prin aceste referendumuri? Domnul Vardanea, să sunteți o victimă a acestei dictaturi. Cât de dictatorial ar fi Transnistria? Noastră, deci sunteți o victimă a acestui regim dictatorial. Știu, de asta și vă spun. Dar aceste referendumi în Transnistria în niciun caz nu pot fi calificate ca niște atribute, ca un atribut al unei democrații, okay, și al unei libertăți. Total de acord cu dumneavoastră. Deci, dar ei au să organizăm un referendum în Moldova. Moscova a avut nevoie de aceste referendumuri în partea stânga a Nistrului și a avut nevoie, Moscova are nevoie de acest referendum la Comrat, doar din simplul motiv pentru a-și demonstra punctul ei de vedere. I-a impus. Spuneți-mi, vă rog, chiar credeți că au participat 94%? Chiar peste 74%? Chiar credeți că 94,47% deci au votat pentru? Au fost falsificate, domnule, masiv. Domnule. Deci același lucru s-a întâmplat și în partea stânga Nistrului. Eu sunt complet de acord cu dumneavoastră. Transnistria nu este o țară democratică. Dar haideți să o trăsnim cu capul de asfalt. Haideți să arătăm. Transnistria nu este o țară. Moldova este gata să... Credeți că merg la referendum și răspund așa cum vor ei? Poftim? Credeți că cetățenii din stânga Nistrului, atunci când merg la referendum, votează așa cum cred? Am observat de mai multe ori că transnistrienii se duc la referendum ca la un praznic, înțelegeți? Adică, bun, eu asta las pe o parte. Eu vă spun încă o dată. Transnistria este un regim dictatorial nerecunoscut, nedemocratic și așa mai departe. Haideți să arătăm un exemplu. Haideți să organizăm măcar un referendum în Republica Moldova pe plan național la un... Deci la un subiect, la o întrebare care are o valoare națională și așa mai departe. S-a organizat și nu a participat. Ați spus, deci, asta e problema. S-a organizat în 2010 modul de alegere președintelui Republicii Moldova. Și a nimerit în aceeași capcană pe care și-au făcut-o pentru dânsii. Și n-au participat. Bine, și în Uniunea Sovietică mergeau toată lumea deci la acolo, alegeri, dar... Întrebați-mă pe mine. Acolo nu aveau de avem un exemplu perfect din practică europeană. Elveția, unde în fiecare canton sau la nivel național se desfășoară câte 3, 4, 5 exemplu pe an. Domnule Vardanean, totuși există aici o diferență de cultură și există o diferență pe care o sesizăm cu toții. Până când va ajunge Republica Moldova la acel spirit civic pe care l-au cei din cantonele elvețiene. Aici cu elveția exact se impune un japonez de spunea celor din Uniunea Sovietică. Noi credeam că voi ați rămas în urma noastră cu 40 de ani. Acum am făcut un studiu și am ajuns la concluzia că ați rămas în urma noastră pentru totdeauna. Așa și noi, deci cu elveția. O întrebare pe care aș avea eu vine sau... reiese din ceea ce a declarat secretarul CEC, Andrei Vorentir, care spunea că presupune că s-a făcut ca în 2009, primarii i-au exclus din liste pe cei plecați peste hotare, iar un calcul simplificat arată că odată ce tai 20.000 din cetățenii pe liste, reduci corpul electoral cu 22%. Ori acest prag de 70%... Și ridici numărul participanților automat. Exact. Această practică, având în vedere că s-a mai făcut astfel de mișmașuri în alegeri, credeți că s-a întâmplat și ieri în Găgăuzia? Eu aș vrea să pun o întrebare, foarte succint, vă rog. O întrebare. Dacă acest lucru a fost știut din anul 2009, de ce Chișinăul nu a făcut nimic ca să prevină această situație? Asta e a doua întrebare. Asta e întrebare retorică, pur și simplu. Poftim, mai spuneți. Deci, hai să vedem, în primul rând, sigur că aceste date, aceste cifre, ele nu sunt credibile, așa, 100%, nu le putem lua ca, mă rog, o dovadă a participării sau a interesului sporit al cetățenilor. Eu îmi amintesc că chiar zilele acestea mergem pe satele din Moldova, așa, vedem că satele sunt cam pustii și mă gândesc, Doamne, cât de fericiți sunt găgăuzii, pentru că ei sunt toți acasă, practic, cu mici excepții, pentru că dacă s-au expus cei care sunt plecați, înseamnă că au ieșit 100%. Sunt toți acasă. Da, sunt toți acasă, da, exact. Deci aici ei au îndoiet prăjina prea tare. Deci, da, au sărit peste calul cel negru pe care l-a dăruit domnului Filat, pentru că altfel nu putem să înțelegem. Deci, noi oricum era mult mai credibil dacă se spunea cifrele reale, pentru că oricum gândirea cetățenilor este una pe care noi o știm
Și oricum eram mai mulți, sunt anti-europeni decât pro-europeni. Deci s-a sărit peste. Acum, la ce să ne așteptăm de la autoritățile de la Chișinău, de la liderii partidelor, de la liderii de coaliție? Ce poziție vor avea sau ce poziție vor adopta? Pentru că, eu vă spun, pentru, ei vor... Cel puțin, așa cum au anunțat săptămâna trecută, prioritatea priorităților este integrarea sau este semnarea acordului de asociere și stabilitatea în Republica Moldova. Ei vor neglija cu vehemență, adică vor, nu este o acțiune politică serioasă, nu trebuie să ne isterizăm în această situație, pentru că să îi lăsăm pe dânsi. Bine, și-au testat electorat, au văzut ce au, este jocul și mâna rușii celor și a comuniștilor și a socialiștilor, deci noi vom vedea, dar de fapt, eu cred că ce e greu. Uitați-vă că Moscova nu este pomenită. Moscova nu este pomenită. În toate declarațiile care au fost făcute zilele acestea de către liderii politici și de către primul ministru și de către președintele Parlamentului, deci nicăieri nu este pomenită în Moscova. Ori noi ne dăm seama că nu suntem proști, adică că în spatele acestui plebiscit stă mâna Moscovei. De fapt, ei se gândesc, Moscova acum e ocupat intensiv cu pregătirea la Sochi. Cu Sochi și nu are când să monitorizeze aceste lucruri, dar de ce să fie chiar Putin propriu zis, dacă și are soldații lui, care urmează să îndeplinească misiunea în tocmai. Și iată, noi dacă avem bărbați cu adevărat la guvernare, ar trebui ca aceștia să nu subestimeze calitățile Bașcanului și acelor ofițeri care își fac treaba la nivel local, da? Ar trebui să vină cu niște contraargumente, cu niște contracțiuni care ar lămuri situația. Deci, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că guvernanții e timpul să iasă din birourile lor, să meargă în societate, să-și pună cenușă pe cap, să recunoască cei ce au făcut păcatele lor pe care le au. Nu vorbesc de cele de familie, dar cele de crime economice și de lapidări pe care le au. Și deși vor fi foarte puțin credibile în această situație, pentru că suntem într-un an electoral, de fapt. Dar, oricum, lumea trebuie să afle, să vadă cu adevărat că noi nu doar în plan declarativ suntem pro-europeni. Pentru că acum au început să ne numere banii găgăuzilor. Câți bani au ajuns în găgăuze? S-a demonstrat? Întrebare ca să încheiem, că suntem aproape de sfârșitul acestei emisiuni. Ce ar fi trebuit să facă autoritățile? Pentru că au încercat prin intentarea unui dosar penal pe samovolnicie. Acum, ce ar putea să facă pentru... Să-i întoarcă calul înapoi. În primul rând, ce ar trebui să facă? Da? Deci aici eu, ca să... Ultima intervenție, deci dacă îmi permiteți în această emisiune. Aici trebuie să fie în primul rând o deschidere din partea celor de la Comrat, adică acestei minorități etnice care se numesc găgăuzi. Trebuie să fie o deschidere, deci și o dorință din partea dânșilor de a reveni și de a-și păstra entitatea lor națională. Pentru că, în caz contrar, Chișinău poate presa, poate deci face orice, dar dacă nu vor să învețe să studieze limba română, dacă nu vor deci să studieze limba turcă, care este limba lor maternă și care s-au dezis, atunci vreau să fac o previziune foarte și foarte sumbră, deci pentru această minoritate etnică de Republica Moldova. Cel mult, că deja acest proces este declanșat. Cu părere de rău, eu am impresia că acest proces este irreversibil pentru această minoritate etnică. Peste 30, 40, 50 de ani, în Republica Moldova se va vorbi doar despre această minoritate etnică, dar ea în niciun caz nu va mai fi o minoritate etnică, fiindcă ea va vorbi exclusiv limba rusă, fiindcă cei care vin din urmă, tineretul, deci nu mai vorbesc limba turcă, deci nu mai învață limba turcă, iar ca o minoritate etnică într-un teritoriu unde există o majoritate, ar trebui să cunoască neapărat limba vorbită de către majoritate, adică limba română. Cei ce nu-și doresc, cei ce argumentele care sunt aduse astăzi pe tapet de către cei de la Comrat, precum că în acest teritoriu nu se studiază, nu se limba română, în acest teritoriu nu se studiază nici limba turcă, nu tocmai limba română. Uitați-vă că tot, absolut, toată documentația, toate relațiile
lingvistice în acest teritoriu sunt în limba rusă și în niciun caz nu sunt în limba română. Deci este o previziune sumbră pentru această minoritate etnică, dar aceasta este realitatea și totul depinde de ei. Din păcate, domnule Doganiuc, timpul rezervat emisiei s-a scurs, suntem deja în contratimp. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat, doamnelor și domnilor. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți în continuare cu jurnalul extern. Toate bune!